Literatura ocupă un uh, rol uh, deosebit, fiindcă ea, uh, în fond, uh, impune imaginea acestui popor, vorbește despre felul său de a gândi și a înțelege lumea, este, uh, cum spunea Eminescu, măsurariul civilizației, aduce o mărturie despre uh, nivelul pe care l-a atins poporul într-o anumită fază a istoriei, într-o anumită etapă a evoluției sale, în anumite momente de existență.